știu dacă ne dăm seama, dar ceea ce dirigează viața noastră nu este altceva decât ceea ce noi numim voință sau alegere sau preferință sau hotărâri. Toate acestea la un loc, departe de orice influență, sunt cele care în ultimul rând și au ultimul cuvânt în dirijarea vieții noastre. Nu este nimic magic în acest lucru. Este totul supus marei legi a cauzei și efectului. Doar ai auzit cuvintele lui Iisus cu privire la semănat și secerat, cu privire la struguri și spini sau smochine și mărăcini? James Allen spune că niciodată gândurile bune nu vor produce fapte rele, după cum niciodată gândurile rele nu vor produce fapte bune. Toate lucrurile se petrec în adâncul sufletului nostru, acolo se iau marile hotărâri, acolo este comandamentul, centrul de comandă al vieții noastre, acolo este direcția noastră. De aceea Biblia spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, urmărește ce fel de gânduri urcă în inima ta. Așa cum întreabă în Iov, spre ce se înclină inima ta? Unde ți se opresc privirile? Unde îți place să-ți zăbovească mintea? Care sunt subiectele care te entuziasmează, care te angajează? Până acolo că te fac să uiți de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Care sunt lucrurile care au adus în viața ta o recoltă după inima ta și după dorința ta? Care sunt cele care te-au dezamăgit în viață? Nu este cazul să te uiți în jurul tău. De fapt, citeam de une zic că nu ești om cu adevărat decât atunci când ai încetat să te văicărești și să critici și să acuzi și să blamezi în jurul tău. Abia atunci ai devenit om, când îți asumi responsabilitatea că această baghetă magică, în care de fapt nu este nimic magic, ci totul se supune legii cauzei și efectului, această baghetă este în mâna ta. Cei mai mulți oameni au impresia că din afara lor se iau hotărârile pentru viața lor. Unii numesc aceasta predestinație, alții numesc aceasta soartă. Dar știi în mâinile cui este soarta ta? În mâinile tale. Sigur, nu este soarta ta, nu este în mâinile tale unde te naști, ce ai sau ce nu ai la un moment dat. Dar este în mâinile tale, cu adevărat, bagheta aceasta este în mâna ta, și anume ce vei face cu aceste lucruri pe care le-ai primit sau în care te-ai născut sau pe care le-ai moștenit. De aici încolo începe responsabilitatea ta. Ce frumos spunea unul din președinții americani, datoria este partea noastră, rezultatele sunt pe seama lui Dumnezeu. În ce te privește pe tine astăzi, când este o zi așa de frumoasă și de prețioasă în viață, o zi care a venit, vine și nu va mai veni niciodată, ci trece în veșnicie, fă ca această zi să poată pleca din viața ta și să poată rămâne în viața omenirii cu o încărcătură de bine și de har. Pentru că bagheta este în mâna ta. Nu aștepta din afară ca să ia hotărâri pentru tine altcineva, ci folosește mintea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, folosește darurile pe care El le-a așezat în tine și dincolo de orice, nu lăsa pe Dumnezeu să plece din sufletul tău înainte de a face lumină în ceea ce, în ce privește hotărârile tale sau pasul pe care vrei să-l iei și să-l urmărești. Bagheta magică este aceea care va sta în picioare în judecata și judecarea ta și a mea. Ce am făcut cu viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o? În ce fel am investit-o? În ce fel am judecat-o? În ce fel am schimbat-o, am reformat-o? Cum am lăsat în urma noastră lucrurile care ne-au fost încredințate? Ce fel de lume am găsit când am venit? Ce fel de lume am lăsat în urma mea? Ce fel de biserică am găsit când am venit? Ce fel de biserică las copiilor mei? Ce fel de familie zidesc? Toate acestea sunt legate de această baghetă magică pentru care mă rog lui Dumnezeu împreună cu tine astăzi, Doamne, mișcă mâna mea cu înțelepciune ca să știu să dau intrări în viață și ieșiri din viață potrivit luminii cuvântului Tău.